Despre Maiorul Pastia v-am vorbit. Două cuvinte vreau să vă mai spun, pentru că mi-a atras atenția colegii, dar nu numai din ceea ce mi-a atras atenția colegii, și din încruntarea dumneavoastră sau omul din dumneavoastră, pentru că am vorbit cam mult. De pentru care vreau să știți cum s-a numit cel care a realizat planurile acestei clădiri, arhitectul Constantin C. Ciugolea, care după ce a participat la un concurs de proiecte sub pseudonim, a fost declarat câștigător, iar comunitatea edilul de atunci și Consiliul Local împreună cu titorul, cu Maiorul Pastia, l-au trimis într-o excursie de studii în întreaga Europa, de unde a cules cele mai moderne, cele mai noi, cele mai frumoase elemente arhitectonice pe care a venit și le-a aplicat în această clădire. Așa că ceea ce vedeți în Teatrul Maiorului de Pastia de la Focșani, veți întâlni cu siguranță și într-un teatru la Viena, într-un teatru la Berlin, cel de la Odessa. Teatrul din Iași conține elemente de stucatură similare cu acesta și cred că mai sunt vreo câteva prin Europa, domnul Răjean. Sunt. Cam asta și despre arhitect. N-aș vrea să vă mai rețin cu detalii din acestea istorice, tehnice. Cert este că aș mai vrea să mulțumesc celor care s-au implicat efectiv în ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi aici, în a ta această față teatrului, în afară de numele celor doi artiști pe care îi mai menționez încă o dată, domnul arhitect Cristian Râja și domnul Alexandru Siminic, artist plastic. E vorba de societatea Dedal, societatea Somaco, domnul Danil, domnul Bahamat, societatea GIS SRL din București, care s-a ocupat de partea de termoficare și de automatizare. Este și societatea care lucrează și la Teatrul Național din București, tot ce se cheamă traseu termic, electric și sanitar. Și, bineînțeles, mai sunt câțiva cărora trebuie să le mulțumesc pentru lucrări de mai mică anvergură, dar fără de care nu puteam să avem teatrul așa cum îl vedeți astăzi. Aplauze pentru toți! Aud ceva mișcare prin spate? Au venit niște domni care pot să vă vorbească, da? Da,